Aș vrea să trecem scurt la ultimul capitol al discuției și anume MCV-ul. În raport, Comisia cere o procedură mai transparentă pentru numirile la șefia DNA și parchetului general. Suntem la jumătatea lunii februarie aproape. La începutul lunii aprilie, mandatul lui Daniel Morar la șefia parchetului general expiră, nu mai poate fi lui. Procesul nu a demarat încă. Care e termenul rezonabil pentru Comisie, pentru finalizarea acestei... Vreau să vă spun un lucru de principiu. Nu cred că putem vorbi de un termen rezonabil pentru Comisie sau de dorința Comisiei vis-a-vis de un lucru sau de altul. E vorba de niște chestiuni de bun simț. În funcționarea sistemului juridic, parchetul are o importanță capitală, o importanță cheie. Au avut loc o serie de reforme pozitive, care au fost de altfel menționate clar de raport și de ultimele rapoarte, pentru Comisie, din perspectiva responsabilității pe care are Comisia privind acest mecanism de cooperare și verificare, e important ca în aceste instituții să poată să fie menținut trendul de până acum în ceea ce privește calitatea actului juridic și a activității acestor structuri. Și atunci, cu cât interimatul e mai scurt și cu cât deciziile sunt luate mai rapid, într-un mod transparent, cu atât mai bine pentru instituția și pentru sistemul juridic din România, nu pentru ce vrea sau nu vrea Comisia Europeană. Deci nu de dragul Comisiei Europene trebuie să facă lucrurile astea și aici eu sunt convins că și autoritățile din România au înțeles și înțeleg că e vorba de interesul sistemului juridic din România. Apropo de această asumare a autorităților române a măsurilor pe care ar trebui să le ia, ce credeți că ar trebui să scrie într-o scrisoare dacă liderii politici se vor decide să o trimită colegii omologilor lor europeni? Ce ar trebui să scrie în această scrisoare deschisă? Știți că s-a tot vorbit în ultima perioadă de o asumare liderilor români. Da, dar eu nu cred că liderii politici din România au nevoie de recomandările din partea unui membru al Comisiei Europene despre ce să scrie sau să nu scrie. Responsabilitatea politică va rămâne tot timpul clasei politice din România și aici e vorba doar de punerea în valoare a unor decizii sau unor convingeri care există în clasa politică din România și de asumarea clară a acestor lucruri pentru a evita orice speculație și orice ambiguitate în privința acestor asumări. Nu am ce sfaturi să dau în acest moment. De ambiguități, există la Bruxelles, Comisia Europeană, percepția unui dublu discurs din partea premierului Victor Ponta, așa cum dă senzația aici la București, că una spune pentru publicul intern, una spune pentru publicul extern. Nu, eu cred că în această privință președintele Barroso a fost foarte clar totdeauna atunci când a avut contacte directe cu premierul Ponta. Din acest punct de vedere n-am ce să adaug mai mult. Comisia Europeană nu dorește să se substituie nici premierului, nici altul om politic din România și fiecare om politic are responsabilitatea declarațiilor pe care le face. România face parte din Uniunea Europeană. Există mecanismele prin care se poate comunica între Comisie și Guvern. Vă asigur că toate aceste mecanisme sunt folosite și mai mult decât președintele Barroso a declarat clar, n-am ce să spun în acest punct de vedere. Aveți senzația sau temerea că la un moment dat MCV-ul ar putea să-și piardă din capacitatea sa de levier politic pe care o are acum pentru deciziile politice din România? De ce vă pun această întrebare? Ultimul raport pe justiție a fost întâmpinat cu destulă reticență de unii lideri politici de la București care au și cerut Comisiei să stabilească un termen clar la care va fi ridicată această monitorizare. Păi, eu cred că în măsura în care reformele... Credeți că a obosit acest instrument? Instrumentul ca atare, nu știu dacă el a obosit. Cred că e important și pot să vă spun asta cu mâna pe inimă și pentru Comisia Europeană, e la fel de important ca
acest mecanism să ajungă la finalitate și să-și îndeplinească obiectivele cât mai rapid. Cred că este cel puțin la fel de important și pentru Comisia Europeană ca și pentru România. Depinde foarte mult de deciziile care se iau în țară și de modul în care aceste decizii își fac efectul în sistemul juridic din România. Din punctul meu de vedere, MCV-ul nu trebuie să fie un mecanism politic sau mecanism de presiune politică. România e membră în Uniunea Europeană, e parte în diferite instituții cu putere de decizie din Uniunea Europeană și cred că acolo trebuie să se exprime factorul politic sau dacă există o discuție politică la acest nivel, în acele instituții, astfel de discuții poate să aibă loc. Mecanismul de cooperare și verificare a fost decis de comun acord cu Guvernul României, cu autoritățile din România, are niște obiective care probabil că unele dintre ele au evoluat în formulare, în timp, dar în substanță ele, acele obiective rămân aceleași și dorința Comisiei este cel puțin la fel de mare ca și aceea a României de a ajunge la sfârșitul acestui mecanism, dar sigur îndeplinind obiectivele pentru care el a fost creat. Și dacă nu se vor îndeplini într-un termen rezonabil? Da. Permiteți-mi să nu mai speculez pe acest subiect. V-am spus tot ce cred că era important de spus și de altfel și din discuțiile directe care au avut loc între autorități din România, nu numai Guvernul României, dar și lideri ai Parlamentului din România au avut discuții la Comisia Europeană, din sistemul juridic, eu cred că sunt deja o serie de căi de dialog pentru ca obiectivele pe care le are acest MCV să fie clare și clarificate.